se cheamă gimnastică de stradă. Al mărturisirilor. Oameni buni! A nebunile vasă mea! Al seducției. Bine că nu m-am dezbrăcat. Antena 2. Să știți că n-ați scăpat de noi. Te invită la show. Poliții pot viziona numai cu acordul copiilor. Yes! Confidențial. În fiecare duminică de la 9 seara începe un nou sezon de spectacol. Eu când văd genii la televizor, îmi place să stau să le ascult. Are inimă mare și invitați pe sufletul lui. Oameni temeinici pentru România. Valoroși, talentați. Ăsta a fost destinul meu, nu m-am zbătut să fiu ce sunt. Fascinanți. M-am bucurat din plin de viața mea. Sâmbătă de la 3. Oameni iubiți adânc de români. Florin Condurățeanu face din convențional un show senzațional. E pentru prima dată că îmi simt vârsta. Numai la Antena 2. Vă pup pe suflet. Strălucirea vieții care, Doamne, repede au trecut. Brancu, scoală-te, hai, treci la emisiune că... Că ca tine nu găsim. Într-o lume nebună. Eleva Kent, sau unul cum? Păi și cum se zicea? Ar trebui să-i fundu de avetele. Asta e! Deci toate sunt porno. De Nikita vorbești femeia, bărbat bine? Un agent misterios spunează. Uite, băi... Secretele vedetelor. Să vezi când mă ridică și să vezi ce-ți fac. Eu se ocupă cu mărți la emisiune. Ați auzit? Le stau cu amândouă că n-am niciun fel de șansă. Oare cine următoarea victimă? Pupaia spruntea lui de băiat. Află de luni până vine. Cristian Brancu este agentul VIP. Numai la Antena 2. Sâmbătă ai o după-amiază perfectă cu parfum de toamnă. Universul aromelor fine. Parfumeria de tiș înseamnă o individualizare. Rebecca te ispitește cu muzică bună. O voce inconfundabilă. Un invitat de suflet. Pe mine că mă invistă să vorbești cu mine cel puțin o oră. Marcel Pavel. Ești minunată, Rebecca. Ăsta vezi fi un compliment? Și surprize spectaculoase. Am venit eu personal neuronul. Improvizație. Este un spectacol interactiv. Dar niciodată nu este la fel. Dacă faci greșeala să o corectezi. Rebecca. Secretul sprâncenelor perfecte. Sprâncenele sunt cele mai importante. Ai multe să ne povestești. Sâmbătă la Antena 2. Programul poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Moral și din asta am câștig existența, divertisment la radio și televiziune. Astăzi, în seara asta, facem la televiziune, dacă nu ies cu supărare. Și începem divertismentul cu coperta revistei Servus, apărut astăzi. Servus? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Marina Dina plus pe roz scris. Poftim? Marina Dina plus Alin Cocoș egal...
Love. Deci? Un paparazzo făcut în parcare în Dristor. Cu Marina Dina în dreapta, cu Alin Cocoș la volan. Așa. Ești tu? Nu? Am ieșit bine în poză, deși mă ascund. Da, ești chiar bine în poză, te ascunzi. Dar cine a făcut comandă la paparații, tu sau el? De data asta cred că niciunul. Dar și-au deschis paparații birou în Dristor? Nu, de fapt, o cred franceză? Că ne-au urmărit de pe Decebal. De pe Decebal? Mamă. Bă, da, chiar așa în mașină, Marina? Păi, stăteam de vorbă, ce făceam? Luați-vă și voi o cameră la Love Hotel. Știi, puteți nu să vă înscrieți la Radio copii. Zoo, foarte mișto. Ascultătorul Zoo cu numărul 1 000 000 într-o singură noapte, pe 5 noiembrie, 50 de cupluri. Nu vreau să fac copii. Încă? Încă. Oricum, deocamdată trebuie să ai grijă de pârșul ăsta. Am grijă de pârș. Bravo, îmi place foarte. Roberta, te-am rugat ceva, o piesă înainte. E pregătită? Dar nu are. Sunt la valiera din sân? Nu are în sân. Da. Păi nu am în sân. Uite da, aici unde? Am la valiera. E în sân. M-au, da? Bun. Doamnelor și domnilor, am făcut și noi cu echipa noastră de investigații propria noastră variantă a acestei seri, ca aici să văd doar pozele, dar nu se vede și dialogul. Așa. În momentul ăsta suntem în stare să vă arătăm adevăratul dialog din parcare dintre Marina Dina și Alin Cocoș. Să dăm drumul failului. Eram supărat. Failul, domnul Gâdea, failul! Ce discuție a avut loc în acea seară? Da mai tare! El prima oară. Prima oară intră el. Alin, tot mă strigă Alin. Sunt un băiat mic și inimicul meu devenit. Îmi plac fetele și manelele. Asistentele. Alin, asta e Marina. Eu sunt Cupidon. După tine. Alin. Gata. Marina, asta a fost pentru tine. Te potrivește. Deci astăzi înainte poți să te comemorezi cu alte cuvinte. Adică. Cât mai stai asistentă pe aici pe la noi? Păi de ce? Vrei să mă dai afară? Nu vreau să te dau afară, dar mie că o să mă părăsești după... Păi de ce să te părăsești? Păi uite, toată revista, ceau e cu tine, Marina Dina cu Alin Cocoș, după care... Cu Veverița. Animalul de companie al Marinei Dina, o pagină întreagă tu și cu Veverița. După aia, bine îmbrăcate, Marina Dina, prost îmbrăcate, Ilinca Vandici. Deci, toată revista este cu Antena 2. Păi, vezi? M-am mai postat și pe mine la pompa de benzină. De că vezi, doamne, mă gândeam la sex în timp ce alimentam, că am băgat 69 de litri în rezervor. Păi, și acum vă întreb, dacă eram cu mașina aia mică, cu supozitorul, unde intră doar 40 de litri, ce făceam? Rămâneam dator până la 69? Bună seara, așadar, bine v-am găsit la Reda Bune, o grămadă de subiecte și astăzi, urmăriți pe ecran ce am pregătit. Deocamdată însă, pentru că știu că voi cu toții vreți rețete de criză, astăzi ne-am gândit la dumneavoastră și suntem în stare să vă recomandăm niște mașini. Tibi, parcă tu erai îndrăgostit de mașina aia mică, de Smart. Da, am avut. Ai avut Smart? Da, da. Genială. Deci aia mi se pare mașina foarte perfectă tare. De criză, consumă 0,1, cât alcoolemia în sânge. Consumă mai mult. Hai să vedem cum arată un Smart. Toți producătorii de mașini din toată lumea își vor recrea modelele după modelul Smart. Hai să vă arătăm cum arată mașina Zmaudi. Uite, ți-ai luat un Zmaudi? Da. Următoarea fotografie. Asta e Zmaudi. Zmaudi. Cum te pup tu cu Alin Cocoș în Dristor într-un Zmaudi? Mai departe, un Zmamborghini. O să-mi iau un Zmamborghini, că în ăsta sigur nu încap 69 de litri ca să intru la bănuiel. Smorșe. Frumos, nu? Smorșe e un Porsche mai mic. Smorșe e un Porsche mai mic. Și Smerari. Bun, acum pentru voi,
sau pentru noi mai degrabă, românii care nu avem un buget prea mare pentru mașini, și va exista și un producător român de mașini care va face un hibrid între smart și o mașină națională, se va numi Smustang. Hai să vedem Smustangul! Mașina românească! Vă mulțumim mult de tot! Acestea fiind zise, vă spunem că astăzi așteptăm vizita lui Mihai Trestariu. Vine pe la noi să luăm la întrebări și să ne cânte live alături de Tibi Scobiola Band. O să vedeți în ce problemă îl chestionăm pe Mihai Trestariu astăzi. Înainte însă avem plăcerea să primim vizita unor prietene, e vorba de fetele de la Amadeus. În Amadeus, după cum știți, cântă și Andreea, care este nepoata Mihaelei Runceanu. Duminică se fac 20 de ani, exact de la teribila dispariția Mihaelei, în timp ce alții au reușit să-l facă vedetă pe criminalul Mihaelei Runceanu. Încercăm astăzi să vorbim despre memoria Mihaelei și ce pregătește Andreea la 20 de ani de la moartea mătușii sale. Duminică pe întâi... Nu e verișoară? Măi, e mătușă sau verișoară? Andreea? Verișoară sau mătușă? Verișoară, iartă-mă, dar eu cu mătușile... Să intrăm, cioc-cioc? Cum? Nu, mai stați un pic acolo, că mai am ceva de zis. Dă-i fetele afară. O să vorbim așadar despre Mihai Runceanu imediat. Înainte însă trebuie să fac un anunț, că toată emisiunea asta simt că s-a transformat într-un teleshopping. Antena 1, Radio Zoo și Jurnalul Național vă invită pe toți, cu mic și mare, să vă distrați de Halloween. Intrați în House of Horror împreună cu noi pe 31 octombrie. Halloween Fever vă așteaptă la Vitanti Shopping Center. Urmăriți parola ce va fi afișată pe ecran. Intrați pe www.antena2.tv/raidabuni și accesați secțiunea concurs. Scrieți numele, datele de contact și obligatoriu parola pe care o vedeți pe ecran în timpul emisiunii de astăzi și trei dintre voi se vor distra pe banii noștri sâmbătă 31 octombrie la o petrecere de Halloween pe cinste. În Vitanti Shopping Center se întâmplă, Antena 1, Radio Zoo și Jurnalul Național și noi facem reclamă pe Antena 2, n-am înțeles, da? Urmăriți parola pe ecran și o să vedeți cum puteți să fiți acolo la petrecerea de Halloween. Și acum, după topomelnicul ăsta, să intre Amadeus! Eu nu știu cu asta, eu știu ce înseamnă șogor, verișoară, nepoată, asta mi-e... E mai puțin important oricum. Important e că n-ai uitat, da, n-ai uitat de Mihaela. Da, l-am scos pe A4 acest afiș. Asta e afișul, că-l țin eu, da, și povestesc. Da, este un afiș în miniatură, pentru că n-am reușit să mă întâlnesc cu organizatorii să-l iau pe cel mare. Eu nu te-am important uitat, este, da, eu nu te-am uitat, este chiar numele ultimei piese pe care Mihaela a registrat-o în TVR. Și noi chiar nu am uitat-o și cred că multă lume nu a uitat. Pe 1 noiembrie 2009, orele 17 la... La Casa de Cultura Studenților. Intrarea liberă. Intrarea liberă. Liber. Și toți, da, artiștii vin și cântă gratuit? Exact. Văd aici George Nicolescu, Adrian Enache, Daminescu, Silvia Dumitrescu, Carmen Trandafir, Maria Radu, Michi, ex-capital, Iordăchioaie... și o grămadă și o grămadă de alți artiști. Care... Și este extraordinar că cei din fanclubul Mihai Runceanu, cărora noi, familia Runceanu, le mulțumim extraordinar de mult, au trecut 20 de ani și ei sunt extraordinar de activi și fac o grămadă de lucruri pentru Mihaela și ei s-au zbătut să organizeze acest spectacol și le mulțumim foarte mult. Perfect. Înainte să vreau să chem pe cea care m-a fi ajutoră astăzi toată emisiunea, Evelin Badea de la Click. Uite, e presa de față, o luăm la rost. Vezi că se poate păstra memoria unei mari artiste a românilor și prin lucruri pozitive, nu doar prin a-i face reclamă unui criminal? Asta mi s-a părut oribil, să văd la televizor
criminalul Mihai Arunceanu plimbat de la o televiziune la alta. Eu mă bucur că nici nu l-am văzut, având în vedere programul, dar îi spuneam ei că eu am iubit atât de tare pe Mihaela, încât la un moment dat și melodia ei folosită pe o reclamă de înghețată îmi deranjează. Mie personal mi se pare o blasfemie, e probabil sunt eu exagerată, dar melodia ei este atât de duioasă și de sfâșietoare, încât în contextul respectiv faptul că o văd pe o reclamă de înghețată mi se pare total aiurea. Poate sunt eu foarte sentimentală și am slăbiciunile mele. Roberta, te rog să schimb titlul de pe ecran, că am greșit eu cu nepoata, e verișoara, deci încă o dată, hai să-l schimbăm. Bun. Andreea, cum a văzut familia toată... Bun, ei au spus că și-au adus aminte de Mihai Arunceanu, că totul a fost făcut în memoria artistei. Tu ce ai simțit în momentul în care ai văzut criminalul la televizor? Bine, a trecut ceva timp, deja noi ne-am liniștit, să spunem, ne-am supărat foarte tare atunci, pentru că, nu pentru faptul că Mihai a fost adus în discuție, pentru că asta ne-a bucurat enorm, și faptul că lumea a văzut-o din nou pe Mihaela a fost extraordinar, pentru că trebuie totuși păstrată memoria ei și sunt copii, nu știu, adolescenți care nu cunosc foarte mult muzica Mihaela și e păcat, face parte din patrimoniul nostru cultural. Bun, dar nu neapărat muzica a fost adusă. Atunci ne-am supărat foarte tare pentru simplu fapt că părinții Mihaelei le-au acordat celor care au făcut emisiunea respectivă, le-au dat foarte multe materiale, au filmat la ei acasă, crezând că ei o să-și aducă aminte frumos cu, despre Mihai. Cu promisiunea, doar atât i-au rugat pe producători să nu aducă criminalul sau niciun caz nu s-au gândit că o să aducă criminalul sau că o să fie vreun interviu cu el, ci să nu aducă vorba sau să fie imaginea criminalului alături de imaginea Mihaelei. Asta a fost lucrul care ne-a supărat, am și sesizat ce ne-au reacționat. Dincolo de asta, a trecut oricum toată povestea. Voi ați făcut o plângere la CNA? Da. Nu știu ce s-a întâmplat. A fost amendat? A fost făcut un avertisment sau sezare sau numai. Un avertisment, ceva de genul. Oricum, ceea ce vreau să înțeleagă toată lumea este că noi salutăm orice intenție a televiziunilor de a aduce numele Mihaelei în față, mai puțin de aduce cazul Mihai Arunceanu și cazul acela de la poliție, cum a fost omorâtă sau mai știu eu ce alte nenorociri, care nu reușesc să facă decât să să aducă niște lucruri urâte în loc să... Evelin, ție cum ți s-a părut toată revenirea asta asupra cazului Mihai Arunceanu? M-am gândit la părinți, pentru că sunt sigură. Nu există o durere mai mare pe fața pământului decât să fie copilul, clar. Deci nu există. Restul sunt de la Dumnezeu. Să rămână copiii, să se ducă părinții. Ca să îl pierd și în modul ăsta tragic este iar o nenorocire. Și ca după 20 de ani să ai de-a face cu criminalul la modul de vedetă TV, să-l vezi adus, chemat, interogat, intervievat, că până la urmă era intervievat, deja nu mai era interogat. Dar voi ați reușit, Cred că nu v-ați dori niciodată să stați față în față cu persoana. Nu, de asta, bine, nu mă așteptam sincer să mă întreb de lucrul acesta. Acum, nu ne-am dorit niciodată, de fapt, nici nu vroiam să mă gândesc la el, pentru că pentru mine... Nu vreau să existe, nu pot să spun lucrul acesta. Bun, pentru că pe noi ca familie ne-a afectat. Frumos aminte de, ce este important este că probabil cei de la acel post de televiziune au înțeles că nu a fost bine, pentru că reacția oamenilor a fost extrem de negativă. Telespectatorilor acelei emisiuni, care este o emisiune cu audiență extrem de mare, o emisiune de divertisment, telespectatorii au reacționat extrem de negativ, se poate vedea și pe site și peste tot. Important este că probabil că au învățat ceva și au înțeles ceva și nu or să mai facă lucrul acesta. Și sunt convinsă foarte de chestia asta. Foarte frumos că familia a reacționat până la urmă și a îndreptat. Am înțeles că chiar e posibil să mai facă o emisiune. Tu câți ani aveai? Aveam 9 ani atunci, eram foarte micuță, dar spun eu cum am trăit eu momentul ăla. În mod paradoxal, eram în centru. Exact lângă Școala Populară de Artă s-a nimerit, unde preda Mihaela la cabina telefonică de la fostul Casata
Era un grup de fete, între care se afla și Carmen Trandafir. După aia am realizat cine era fetița aceea de 14 ani. Și eu când am trecut am văzut o gașcă de fetițe ieșind dintr-o cabină telefonică care plângeau în hohote și care spuneau a murit Mihaela Runceanu, pentru că ele o așteptau la lecții, la oră, care era în piața la Hovari școala, și nevenind au dat un telefon și așa au aflat. Iar eu am aflat ca simplu trecător din stradă, așa s-a întâmplat. Și vreau să spun că a fost un șoc enorm pentru mine, mai ales că îmi plăcea la nebunie și mai ales modul în care a murit. Adică ca și la Ioan Lucian Mihalea, pe care l-am iubit cu toții, nu doar că a murit, e trist oricum, dar faptul că au trecut așa, a fost atât de tragic și atât de neașteptat totul. Andreea, tu ce ai învățat de la verișoara ta, de la Mihaela? Bine, chiar ultima oară când ne-am văzut cu ea a fost la ultimul ei concert, din păcate, de pe 30 octombrie, ceva de genul ăsta, la Sala Palatului. Și ultimele lucruri pe care mi le-au spus, cu o zi înainte. Da. A fost că eu i-am spus că vreau să fiu ca ea când voi fi mare, normal, că era idolul meu pe vremea aceea și o iubeam foarte mult și îmi plăcea mult și cum cântă și cum era ea așa ca personalitate, da. Era foarte, foarte nebun. Tu ai luat lecții de la ea? Ți-a fost și profesoară? Nu, profesoara nu mi-a fost. Eu am început vioara... Mă rog, dacă se medita oarecum în acasă. Nu. În schimb, mi-a spus un singur lucru, mi-a zis nu, să nu cumva să te faci cântăreață, pentru că este o lume foarte nebunească. Și să nu știa ce să urmeze. Da. Și mi-a zis să nu te lași niciodată de vioară. Bineînțeles că lucrul ăsta mi s-a... Și vioară faci și în momentul ăsta la cel mai înalt nivel. În minte, mi-a rămas acolo în minte. Am admirat-o extraordinar de mult. Fiind din familie, mă dau seama că eu știu mult mai multe lucruri calde despre ea. Am fost crescute amândouă de aceiași bunici. Bunicii mei, Dumnezeu să ierte, au crescut-o și pe ea, m-au crescut și pe mine. Am o grămadă de amintiri cu ea, foarte frumoase. Mâine va fi o ediție specială a emisiunii Celebri sau nu cu Mihaela Tatu, dedicată în întregime evenimentului pe care voi îl faceți. Vom povesti mai mult acolo. În noiembrie, la Casa de Cultura Studenților, la Preoteasa. Acolo o să povestiți mai multe amintiri. Aș mai vrea să te întreb despre relația ta personală cu Mihaela Runceanu. Cum simțeai pe vremea respectivă? E destul de greu să ne imaginăm noi, cei mai tineri, poți să spun niște lucruri foarte, pe vremea respectivă. Din punctul ăsta de vedere, pot să spun că pe mine mă cheamă Andreea Runceanu, da? Când mă prezentam oricând, oriunde, toată lumea mă întreba, ești rudă cu Mihaela? Absolut toată lumea ce o iubea. Ce se întâmpla când te plimbai cu ea pe stradă? Nu știu dacă... N-am cum să povestesc așa ceva, pentru că era... Adică nu că n-am cum să povestesc, era extraordinar că toată lumea sărea, nu le veneau să creadă. Pe vremea aia eu eram în Buzău și nu le venea să creadă că ea este acolo. Era foarte modestă, gândește-te că ea a sfârșit viața într-o garsonieră din cartierul Dristor și la parter, față de vedetele de acum care schimbă... De ce? Marina stă în Dristor, adică... Nu, vorbim de... Nu deloc unde stă. Și zi-mi o vedetă mai mare în platou ăsta decât Marina Dina. Deci, toată lumea stă în Dristor. Și eu, și Mămicea Barea, și mulți alții stăm în Dristor. Dar nu asta era ideea. Ea a stat într-o garsonieră. Și n-a schimbat... E adevărat mașini. Că în garsoniera respectivă nu mai stă nimeni? Era un pic altfel. Nu știu în momentul acesta. Noi am stat acolo 4 ani. Părinții Mihailei ne-au ajutat. Așa pe perioada, spus, că pe e o garsonieră când... blestemată și că nu stă nimeni. Nu, astea sunt deja bazme pentru copii mici pe care le citesc adulții. Deci asta m-am amuzat teribil când am citit. Eu stând acolo, am stat 4 ani de zile în garsoniera aceea. N-am pățit nimic, nu era nimic neregulă, nu cânteia nicio mobilă. Poate doar s-a luat harul de la chiar mine. M-am simțit extraordinar cât am stat acolo, pentru că pentru mine a fost casa în care a trăit Mihaela și cred că este mai important că ea a trăit acolo decât faptul că și a pățit altceva acolo. Și a fost vândută de familie sau... Am impresia că da și... Nu, sigur locuiește cineva acolo sau se întâmplă... Bun, povesteai despre cum era să te plimbi pe stradă cu Mihaela Runceanu în perioada respectivă. Toată lumea îi cereau toți autografe, era o nebunie totală. Și cred că cel mai tare
s-a văzut lucrul acesta în momentul când i-a dispărut, s-a aflat instantaneu, nici nu știu cum, deci cred fără că mai internet, repede decât mai repede se propaga atunci, da, se propaga o veste de genul ăsta extraordinar, chiar părinții mei iar m-au lăsat. Mormântarea a fost omor, adică biserica, ea lângă blocul ei, între blocuri există o bisericuță unde ea a fost depusă, s-a călcat lumea efectiv în picioare și deși ea era acoperită. Deci lumea a venit în număr impresionant, fără să existe anunțuri. Bun, ceea ce sperăm să se întâmple și pe 1 noiembrie, da, așteptăm la 5 jumate seara, toată nu? Lumea, duminică, la 5 jumate, la 5, la ora 5, exact noi o să fim acolo, exact, aia. Noi o să fim acolo de la ora 15, adică de la ora 3, pentru că fanii strânși din toată țara, compozitorii, colegii, or să vrea să discute toți și o să povestească. Toți artiștii cântă gratuit la absolut, concertul ăsta? Absolut, da, absolut. Și intrarea este la fel gratuită. Și intrarea la fel. Perfect. Amadeus, puțin din ce o să vedeți duminică la Casa de Cultură a Studenților. Mulțumesc mult pentru mărturisiri. Și mâine la Celebri sau Nu cu Mihaela Tatu, fetele de la Amadeus cu amintiri despre Mihaela Runceanu. Mult mai multe decât am depunat astăzi. Alege Poiana, candidatul care îți face ziua de mâine mai frumoasă. Trimite-ne prin SMS la 1877 codul unic din ambalaj împreună cu dorința ta și Poiana ți-o poate îndeplini. Alege Poiana. Fă ziua mai frumoasă. Când plouă totul mai frumos, mă simt proaspăt și sănătos și ador savoarea Bonduel. Adoră și mai mult savoarea Bonduel în pachetele promoționale de conserve cu porumb. 2 plus 1 cadou și 25% reducere. Unde mai înveți și câștigi în ziua de azi? La Școala de Bani. Ia-ți ghidul de conversație între bani și buzunar din ediția de joi 29 octombrie a ziarului Jurnalul Național. Înveți cum să ai grijă mai bine de bugetul familiei tale. Intră pe școaladebani.ro și participă la concursurile zilnice cu premii în bani. Școala de Bani. Înveți și câștigi. Un proiect susținut de BCR. Pentru că m-am mutat de curând, îmi doream o bucătărie nouă. Am ales Poiana și mi-am îndeplinit dorința. Campania pentru dorințele tale continuă. Alege Poiana. Fă-ți ziua mai frumoasă. Semnele anilor de pe chipul tău dispar instantaneu după o singură fiolă de Lift Expert. Fără lifting clasic, doar o mânghiere plăcută. Oriflame. Întotdeauna prima ta alegere. N-am mai făcut unul. Asta e pentru bunici. Să se joace cu mine mai mult. Acum și noua formulă. Calcio Standard cu vitamina D. Eu am o surpriză. Comina
cu înregistrare vocală și mașina de spălat cu funcția de îndepărtare a părului de animale. Doar două dintre soluțiile ingenioase de la Peco. Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, o inimă de migdală într-o cremă delicată cu fulgi proaspeți de cocos. Raffaello, mai presus de cuvinte. Sometimes the rain goes and rainbows are the flag. I like my hair on your shoulder. Jacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Toamna asta cred că e cazul să nu mai umblăm cu țoara vopsită. Părerea mea, ia nu timpul dezvăluirilor. Și aici e cu pușap sau... Oh, nu! Al provocării. Asta se cheamă gimnastică de stradă. Al mărturisirilor. Oameni buni! A nebunile vasta mea! Al seducții. Bine că nu m-am dezbrăcat. Antena 2. Să știți că n-ați scăpat de noi. Te invită la show. Poliții pot viziona numai cu acordul copiilor. Yes! Confidențial. În fiecare duminică de la 9 seara începe un nou sezon de spectacol. Câte stele sunt pe cer, atâtea motive de distracție îți dă Ilinca Bandici. Ai vedete pline de surprize, muzică direct din topul, întrebări încuietoare și răspunsuri de pomină. Stai cu ochii pe ei. Stele sub lupă cu Ilinca Bandici, o ediție încinsă. Vineri seara de la 7, numai la Antena 2. Bună seara, bine v-am regăsit la Raida Buni. Evelin Badea rămâne alături de noi. O să vorbim în ultima parte a emisiunii despre tăurașul Irinel, dacă nu te deranjează. Vrem să facem așa, o trecere în revistă a femeilor lui Irinel, pentru că dintr-o dată în ultimele săptămâni, acum la apusul vieții, știi piesa Apus de Soare, nu? Nu. Irinel, deși joacă în Apus de Soare, parcă acum vin toate femeile din viața lui. Am aflat de Briana Caragea, de Maricica de la Iași, de Amanta de la bancă. Se cuvine să le trecem pe toate pe listă și să le analizăm împreună cu Evelin și o să vină și astrologul Mariana Cojucaru să ne spună cu care se potrivea mai bine Irinel din toată galeria asta. Știi că de femei. Se zice că astrele predispun, dar omul dispune. Uh-huh. Prin urmare, el a dispus de foarte multe. De la înălțimea lui mai poate dispune? Da, e și un alt gen de înălțime în viață. Da. Deci nu că pe mine mă bine dispune Irinel mai mult decât... Înainte însă vine pe la noi Mihai Trăistariu! Bună seara, bună seara, da, am și la variere. Bine te-ai întors, ai și la variere și microfon, o să cânti live cu microfonul. Da. Dar până atunci aș vrea să mai vorbim despre una, despre alta. Eu auzeam despre Iri, vorbeam despre Iri. Cum? Vorbeam despre Iri. Despre Iri, o să vorbim în ultima parte a emisiunii. Stai liniștit că avem tot timpul din lume. Avem pentru Mihai, începem direct cu rubrica Goagăle, probleme, mă. Google e probleme, mă? Dăm search pe Google după Mihai Trăistariu. Hei, unde-s vremurile acelea când se înroșau linkurile de scandalul dintre interpret, cancan și artistul Tarchi? Ca multă liniște.
știri cu minți. Că deschide un centru de nu știu ce, că e recunoscut ca valoare la nivel internațional, că ridică 5 octave, că a fost atacat de Dan Bălan. E că începe să-și revină Goagălu cu ultima informație. Însă tot mai interesantă ni se pare următoarea declarație a lui Mihai. Iubita mea e o achiziție costisitoare. Din articol aflăm că e vorba despre un interviu pe care laureatul Eurovision l-a acordat unei reviste. Pe semne că reporterul l-a întrebat la un moment dat cât bani mai are în portofel. Și el a răspuns, 26 de lei. După care ar fi adăugat că iubita lui e o achiziție costisitoare. Ce ne dorim noi de la artist este să ne definească achiziție și costisitoare. Apoi să facă o propoziție cu următoarele cuvinte. Mea, iubita, achiziție, costisitoare. Goagăl, goagăl, goagăl. Goagăle-i probleme, mă? Bun. Ai Porsche. Ai casă care se învârte după soare, nu ți-ai făcut încă. Ai taxiuri în Constanța. Tocmai iubita este cea mai costisitoare achiziție? Presa se joacă, pentru că așa s-au născut ei, ziariștii, cu jucării la cap. Cu jucăriile în cap? Cu jucării la cap. Ah. Ca să nu zic o rotiție defecte sau... Dacă nu, și domnul Morale ziari, să știți, nu e. Ca să nu mai zic de Evelin. Da, mă rog. Ce jucărie îți joacă? Tenta pe care am vrut să o dau eu... întrebării, nu articolului, da? A fost un iz de glumă la modul că e prețioasă, e valoroasă, e cu valoare, era să facă acum cu valoare. Și... Hai să facem o listă, cât te costă întreținerea iubitei? Nu mă știu, neapărat că costă. Ioana nu costă. Ioana e prețioasă, e importantă pentru mine. Prețioasă și atunci mă costă prețioasă? Timp, mă costă nu neapărat bani. A, timp. Timp, sentimente, bani, tot. Bani, bani, bani? Ce bani te costă iubita ta? Știi că n-am făcut mari investiții și o recunosc sincer. Dacă i-am cumpărat cadou de ziua ei, e normal? Sau i-am mai făcut câte un cadou, deși nu sunt... Cea mai mare investiție pe care ai făcut-o în iubita ta? I-am luat mașina. Mașină? Da. Cât? I-am luat-o la mâna a doua. Ce mașină? Foarte bine! 6.000. Dar ce, tu ai fost primul iubit din viața ei? Nu. Ia de ce să fie prima proprietară a unei mașini? Cât ai zis că ai dat? Are importanță. Era la mâna a doua. I-am luat-o din Germania, dar să știi că avea 900 de kilometri la bord, era ca și nouă. Era un pic lovit am și am găsit. Am auzit eu 6.000 sau mi s-a părut? 6.000 de euro. 6.000 da. De euro ai dat da, pe da. Cât un Hermes pentru unele doamne. Corect. Adică Marina și-ar fi luat o poșestică de bani. Nu? Nu. Dar ce ți-ai fi luat tu de 6.000 de euro? Pe care n-ai să vezi niciodată. Stai liniștită, da? Doar așa, visăm. Cum, dar ea nu câștigă atâta? Aici? Nu știu. Câștigă, dar ea investește. Mi-aș face sânii mai mari. Deci mâine prima pagina tuturor ziarelor. Ce ar face Marina cu... Tu te dai 6.000 de euro ca să te doară ceva? Nu că știi, asta mică s-a prins care-i treaba, cum momești tu presa. Dai o replică de asta odată la două emisiuni și te-ai asigurat o săptămână. Deci ce ai face tu cu 6.000 de euro? Ia, cancanul, click-ul, conferință de presă. Libertatea. Dar de fapt cu 6.000 de euro mi-aș putea face și sânii și buzele. Aia vreau să zic, că și când ai zis cum, am speriat. Și... Nu, mă refeream la la bulionul pe iarnă pe care îl pune maică-mea. Ia de 6.000 de euro ar pune la bulion și conserve pe iarnă pentru toată Baia Mare. Mihai, bun. Am rezolvat-o și pe asta. Pe de altă parte, în ultima vreme s-a scris despre faptul că tu te-ai bătut cu Bogdan Jianu pentru... Nu, asta e o tâmpenie care trebuie dezamorsată acum și o să-i faci... Acum s-o dezamorsă. Da, dar fii atent, stai să înțeleagă lumea despre ce vorba. Deci... Cum că Bogdan Jianu, actualul soț al... Că era gelos pe mine Giulie, și m-a bătut. Giulie, sau ceva. Giulie sau Giuliei. Giulie. Giulie. Da, crede cineva asta? Pe vremea aia chelarul, ea, Giulia, eu și informația sexy... Eu nu vreau să intru la mănuntele astea, nu. Ci că te-ar fi bătut pe tine, ca să te depărtezi de Mihai, Giulie. Adică tu, tu ai fost iubitul Giuliei? Nu intrăm în amănunte. Ideea principală este că... Nu, nu, ziarul, Marina a întrebat foarte dar bine. Dar nu, ziarul în cauza a scris a cincea oară, cred că e al cincelea an când scrie același articol. Mă credeți că sunt aceleași cuvinte? Dar nu înțeleg de ce. Deci s-a scris acum o săptămână. Eu mai caut și eu pe Google și văd. Și văd același titlu și zic, băi, e de acum 30 de ani. Nu, și era cu data 2009 octombrie. Zic, te așteau un nebun. E același titlu cu aceleași cuvinte. Cred că semnează altcineva, dar sunt aceleași cuvinte. Ceea ce e aiurea. Parcă n-au, da, criza de subiecte.
S-a scris de prin 2002 cu același titlu, cu același... și o informație... Da, dar în 2002 nu era emisiunea lui Da Bun ca să dezbate subiectul. Dar nu se dezbate, că nu-l dezbate, că nu-i frumos. E viața lor. E neadevărat, complet, complet neadevărat. Deci, te-a bătut... Că e mai înaltă ca nimeni. Neadevărat. Adică, bun... Eu, asta mi se pare a desene animate, deci nu a film de, science fiction. Desene animate, deci Bogdan Jianu, care este, înțelegi, să vină să-l bată pe Mihai Tristaru. Păi nu e luptă egală, stai deci un pic. Stai să mai chem 10 taximetriști de la Mihai Taxi din Constanța acasă. Și eu nu bătaie ca să primesc. În general n-am primit. În general sau... că te bași pe bunul altuia, adică... Pe... Dar nu m-am băgat pe bunul altuia și nu am luat bătaie niciodată, sper să nu-mi dat vreodată. Nu. Chiar nu inspir. Nu cred că avea cineva curaj. De unde pleacă toată? Simplu fapt că amândoi sunteți din Moldova, ziar, tu și Giulia? Faptul pleacă că noi am fost prieteni, am fost colegi în Iași, la... am făcut canto adică împreună. Adică ați fost amici. Am fost amici, 2 ani de zile am fost în Iași foarte bun prieteni și pot să mă laud... Dezvolt asta cu foarte bun prieten. Pot să mă laud că eu am ajutat-o... Nu am lansat-o, dar am adus-o la Costi Ioniță, care pe mine m-a lansat cu formația Valahia și atunci el căuta niște fete să facă trupa exotic. Mi-a zis, mai știi o fată care arată bine, sățoasă, înaltă. Și am trimis-o pe Giulia, normal. Și uite așa s-a născut exotic. Deci Costi așa ți-a cerut o sățoasă? Mi-a cerut una bună. Și bună înseamnă sățoasă. Și totul. Și pe Bogdan în perioada aia l-a cunoscut? Nu era cu Bogdan, Giulia era... Dar când l-a cunoscut pe Bogdan? De vreo 2-3 ani, nu știu, cred că au mai mult, nu știu. Nu, e ultima relație, că până atunci mai avusese. Da, pe vremea aia Bogdan era cu Daniela Gheorfi? Asta nu știu, asta scriu ziarul. Nu, că noi n-am trăit vremurile alea. Dar deci... eu nu știu, despre ei doi chiar nu cunosc. Eu eram în cartierul să stare în Baia Mare, spărgea semințe în fața blocului. Voi erați vedete cu toții, săracul de mine. Iar Marina din Dristor... Și eu mâncam semințe. Ia până... Nu așa la Dristor în cartierele Marina legale. Până acum 2 ani se uita la televizor cu antena de bulgar, deci... Încă mă mai uit. Ce să știe ea despre... Da, Marina a întrebat foarte bine. Mă, voi doi ați fost împreună? Am răspuns chiar detaliat. Ai spus că ați fost bun prieten la Iași, că ați studiat... Am făcut împreună ore de cant. Ore. Eram foarte mulți acolo, eram vreo 10, deci nu eram mama mea. Mama e mama mea! Băi, haideți să vă explic eu cum e cu acest prieten. Ia zi-te. Foarte multe fete din ziua de azi, da? Care n-au noțiuni, multe noțiuni n-au, în primul rând de cinste și muncă, nu au. N-au noțiunea de camaraderie. Da, există, chiar dacă crede sau nu există, prietenie, prietenie, între un bărbat și o femeie. Știu că fetele din ziua de azi visează sex pe pâine și n-au învățat. Eu cred că mai mult bărbați. Camaraderie, amiciție. Da, dar există. Eu mănânc cu pâine. Fetele visează dragoste pe pâine. Noi visăm dragoste, da. Dar pentru că s-a demonetizat, pentru că foarte multe vedete din astea mincinoase au zis non-stop la televizor, suntem foarte buni prieteni, după care s-au sărutat pe gură cu prietenul. Un exemplu, Katinka Roman și Claudiu Mirică, fostau ieri în emisiune, eu nu cred că nu sunt împreună. Eu le-am zis în față. Mă, nu știu ce să zic, da, poate și așa de reclamă, dar au fost foarte multe care suntem doar prieteni și peste 3 zile a prins presa pupându-se, pe gură. Nu te pup cu un prieten amic pe gură, sincer. Uh-huh. Și atunci nu mai crede nimeni în povestea, s-a desfințat cuvântul camaraderie. Cum dar eu cred că au fost prieteni. Pop să te pup pe gură, uite așa. E a doua emisiune consecutivă când te dai la mine. La a treia abatere mă duc și te spun la director. Eu cred că tu pe Mihai și te-ai adus aminte de Tarchi. Da, unde ne credem aici? Auzi, zic că ți-ai adus aminte de Tarchi. Și de asta ai avut așa un puseu. Bun, deci tu zici că n-au fost împreună Giulia cu... Nu, adică cunoscându-i pe ei doi nici nu-i văd foarte nimeriți. Una, nu știu, nu de fapt, bârfa a pornit din faptul că noi, într-adevăr, mergeam împreună peste tot. Eram foarte buni prieteni. Adică mâncam înghețat, stăteam pe bancă. Un ziarist, în loc să mă ajute să săpăm cazul, să aflăm adevărul... Păi tu vrei să-ți spună, doamna... Și era mai înaltă decât mine. Eu și... cred că au fost împreună, de exemplu. Nu, era mai înaltă decât mine. Zimă că ai fost împreună. Dar și Irina le mai mică și Monica și... Zâmbetul unora. Dar nu... Da, Irina și Monica. Păi și... Da. Era un complex din partea mea. Oricum n-avea ce să se bată Bogdan, pentru că a fost. Nu este. Și oricum, vorba aia, când își cere Costi Ioniță să aduci una bună țâțoasă,
Păi nu te uiți prima oară la prietene, te uiți la iubite, la fostele iubite, și la... Și noi bărbați în țara asta, care dacă ar fi să bată pe toți foștii, ar trebui să bată jumătate de țară, păi n-am mai sansurat. Asta tot timpul să bată. La cine te referi? Mulți! Care și-au luat câte o... Nu, adică spunem, da, spunem dacă am pe cine să bat. Și a, bat. Nu tu, dragă, stai liniștit. Nu, 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 în contul Marinei, stai liniștită. A, în contul Marinei, nu știu că ea știe. Da, eu zic da, eu zic de însurați. Care dacă ar fi să-și bată foștii, ar trebui să bată jumătate de țară, deci s-ar ține zilnic, i-ar programa pe zile. Și tot n-a terminat vreo 4 ani. Așa. Bun. Că... Eu zic să trecem... Da, gata, da, băieți, că avem treabă în emisiune, da, ce voi ne-ați munci? Mihai, cântăm cu trupa o piesă? Cu trupa? Da. Și aveam pregătită și o surpriză. Înțeleg că... Facem și surpriza. Hai cu trupa. Dar deocamdată cântăm cu trupa. Pentru că vorbim de relații și de ce mai îi scodiți voi acolo. Așa? Ai o dedicație pentru Giulia Jianu. Păi o dedicație pentru Giulia. Sex bomb, Giulia. Dacă wow! To the right, you give me soul and you can buy love me just a road inside. Buy on me, baby, you can set your lies. You're gonna find the way you try. Love me no more, you change my life. Love me, you change me right. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. Este la voia sorții pe lumea asta. De ce a cântat Mihai o piesă a lui Tom Jones? Pentru că ei sunt singurii doi artiști de pe planetă. Atunci când cântă pe scenă, admiratoarele aruncă sutienele și lingerii. Acum stai să văd. Nu mai trebuie. Da. Auzi, mă, da. De când până când te cobori tu să cânti piesele unui bătrânel? Unui Tom. Da, ce, Tom Jones să-ți cântă Tornero? Un mare secret. Mi-am uitat textul în culise și toată strofa e inventată. Nu mă bate. Deci n-am zis nimic. La refren e ok, dar strofa... Băieți, v-ați prins? Dar nu s-a prins nimeni, nu v-ați prins nici voi. Ce înseamnă să fii profesionist, vezi? Ne facem că nu, nu s-a întâmplat. Nu s-a prins nimeni. Bravo, Mihai. Am uitat text. Mihai, poți să-l întrebi ceva pe Mihai? Ia. Mihai, îl întreb pe Mihai. Tot da. Întrebări din alea? Nu. Mihai, e adevărat că tu te îmbraci de la second hand? Așa ai citit tot în presă, nu? Am declarat într-o altă emisiune că nu mă deranjează să mă îmbrac. Nici cu haine scumpe, nici cu haine second hand. Ei și-au ales numai partea a doua. Așa, este îmbracă de la second hand. Da, de la visul imaginației ai cumpărat vreodată haine? Nu știu ce asta. Sau magazin second hand. E o... Da? E o rețea în toată Moldova. Înainte de a fi cunoscut și când n-aveam bani ca lumea, cumpăram haine de la second hand fără să mă feresc, sincer. Era da? Prin liceu, dar bineînțeles, cred că și tu nu te-ai luat niciodată, sincer. Ba da, dar eu zic că nu mi-au de la second hand, mi-au vintage. Da, voi nu știți deci, revista. Așa se zice. Da, e noua tendință. Genți de nu știu care din portbagaj de la câte o domnișoară. Crina Matei vinde că genți. Și alte își cumpără nu știu ce hand. Nu, da, e noua tendință în toată planeta să-ți iei haine second hand, se zice vintage, acum nu se mai zice mai de la mătușa din Germania. Bun. Doamnelor și domnilor, Mihai Trestariu rămâne pentru care o surpriză muzicală. Are un duet, o să vedeți cu cine imediat, e o mare surpriză. Dar un pic mai încolo să mai și vorbim în emisiunea asta, așa că o invităm alături de Evelin să deschidem subiectul Irinel pe Mariana Cojocaru.
Ne-am uitat textul. Trebuie să anunț iară cu Halloween-ul. Hai că ești profi, lasă textul. Păi nu știu că... A, deci fiți atenți. Treaba e în felul următor. E o petrecere de Halloween făcută de Antena 1, Radio Zoo și Vitanti Shopping Center. În Vitanti Shopping Center, pe 31 decembrie. Așa. Deci e cu Halloween, cu sperieturi, cu bau, 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 hau, hau, hau. Vă distrați moca dacă urmăriți parola care apare pe ecran în timpul emisiunii, apoi intrați pe www.antena2.tv, bară de aia aplecată, turnul din Pisa, Răida Buni, și accesați secțiunea concurs. Acolo vă lăsați datele de contact și obligatoriu parola, pentru că trei dintre voi o să se distreze moca pe banii noștri sâmbătă 31 octombrie în Vitanti Shopping Center și am înțeles că o să fii tu acolo, da, să evident. Faci niște astrograme gratuite, să dai cu astrograma în populație. Evenimentului, da. Da, voi fi cu plăcere, e un eveniment foarte interesant, da? Și atunci, why not? E o provocare pentru perfect. Mine. That's perfect. Bun, hai să trecem la subiectul Irinel. Astăzi revista Ceau se deschide cu Marina Dinan și cu Irinel, evident. Tăurașul este titlul celor de la Ceau. Tocmai a fost prins cu două fete cu care a fost în clubul care se cheamă exact așa. Ce nu are acasă Irinel, are în club, pat, adică, după care s-a dus cu fetele în apartamentul patronului clubului, așa zice revista, de unde fetele au ieșit pe la 10 dimineața. Surprise! Nu e manechin, nu este vedetă de televiziune. Este la bancă. Da. Dar n-am știut, nu citit da. În textul. Este angajată a deci, băncii. Deci, ca să vezi ce intuitivă sunt, așa am zis, astea pare a fi de la bancă. Am aflat că am avut dreptate. Ele sunt, se poartă, ele se poartă sunt fetele. Acum e criză, măi, știi cum e cu un împrumut, un... Știi că-s prietena mea care li se cer evaluări așa încât să poată lua persoana respectivă împrumut de la bancă? În urmare, oamenii se pun bine cu evaluatorii. Bine, dar Irinel e om de afaceri, e normal. E, lăsați că pe ei atunci. Cu băncile, nu cu altceva. Da, dacă i-a scăzut averea la 12 milioane okay, de euro, mai bogată Maricica de la ea. În primul rând, că titlul e un pic forțat. La noi se spune că Tăurașul e cel care face și desface și le întoarce pe toate. Taurul comunal. Taurul comunal, da. Mult mai corect e să spunem că Irinel de fapt are structură de berbec și adevărații crai ai zodiacului au fost berbecii. Deci el e berbec? Nu, tauri. Nu, el e gemeni. El e gemeni. Gemeni, dar el are născut structura interioară de berbec. Irinel e născut în aceeași zi cu voi noi, doi? Cu noi doi. 27 mai? Da. De ce? Pentru că soarele decade în fața altor aspecte care sunt mult mai importante pe hartă. Da? El are coada dragonului, iată pe unde își bagă coada, în berbec. Și atunci bărbații cu astfel de structură sunt foarte potenți, sunt foarte activi. Potenți? Potenți. Da, da. Da. Și iar a vrut să zică. Da. 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 De-aia sunt activi la mine. Măi, frigioșilor! Deci am vrut să zic că potenți financiar și voi sunteți niște invidioși, vă gândiți mai la prostii. Așa. Bun, potenți deci potenți. Punctele de Casanova, Don Juan, toți mai au spuneți. Fost berbeci. Mai spune. Berbeci au fost, nu gemeni. Da? Terente! Băi, bă, Terente? 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 Am vrut de mea. Uite, chiar mă gândeam, nu reușesc. Seamănă cu un personaj, dar nu știu cu cine. Eu? De când domnul cu tricou negru e un fel de Serghei mai tânăr. Serghei Mizil? Da. Da, eu știu cu cine. Cu Tibi Scobiola ăla de la Răi Dabun se mi-e foarte bine. Încă mai mă gândesc. Bun, hai să vedem înainte să facem potriveala. Ce zic ție astrogramele despre compatibilitatea lui Irinel cu femeile din viața lui, de la Briana Caragea până la Maricica de la Iași? Hai să vedem niște imagini cu Irinel de la origini până în prezent. Un tânăr picior era un fal a munților, un blanzeu al avânat în codru verde de brad. Când eram tânăr picior, eram pala munților, un blanzeu al avânat.
roade de brad. Ușcă și curaua lată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei. Rock, este păr rocker. Păr de berbec, da? Cum? Păr de berbec. Păr de berbec, ce da. Ce spuneam eu, da? Deci de multe ori ne putem lăsa înșerați de faptul că cineva ne spune că e născut în zodia X și noi spunem că suntem compatibili și ne-am luat o țeapă. O să întreb, Evelin, înainte să trecem la compatibilități, cum le-a trecut Irinel la corporatiste? Nu manechine, nu o angajată de la bancă. Cred că așa. A recunoscut și el că nu mai e într-o perioadă, că l-a atins criza, de fapt, da? Cum au recunoscut foarte mulți oameni. Și eu am foarte mulți prieteni în afara showbizului care, despre care știu, chiar băieți tineri foarte serioși, da? Despre care știu că se dă toată lumea vine pe lângă ei ca să le evalueze corect posibilitățile de a face un împrumut. Vorbesc serios? Vorbesc foarte serios. Cred că mergi pe asta. Eu cred că... Și cred că fetele astea au evaluat posibilitatea de a face un împrumut. Iridel, pur și simplu, a devenit uman. Odată cu criza, așa dat seama că există și alte femei decât manechinele, păsările de noapte și așa mai departe. Sunt femei, femei, sau facem sunt mai femei alea lasă din și cu un împrumut? Birouri. Crezi că domnișoara asta are... Nu, are posibilitatea de a spune da, domnul este apt să facă un împrumut la bancă. Ok. Dacă a convins-o și prin alte mijloace, cu atât mai bine. Dar ce se întâmplă? Numai cu Monica nu l-am văzut în ultima vreme. Ce Monica dansează. Acolo? Dar ce se întâmplă acolo în cuplul lor? Dansează. Păi lasă că dansează, da. Dar sunt luni de zile când nu mai au nicio treabă unul cu altul. Dacă ea dansează, el nu mai dansează. A zis și ea singură că ei nu mai dansează împreună. Într-o a declarat. Nu mai dansez de mult timp cu Iri. Fiecare înțelege ce vrea, aveți imaginație, visul imaginației, uite. I-a dansat pe muzica. Bun, ce zice acolo la astrograma lui Irinel? Mai bine mă întreb că e predispus de ce, la, pentru să pupe fetele la sub braț? Anul ăsta și 2010 sunt ani foarte dificili pentru capricornic, căsătoriți. De ce? Pentru că dacă relațiile sunt șubrede, ele se pot rupe. Deci sunt, iată, marcați ca fiind ani de divorț. Cei care sunt singuri își pot întâlni sorții sau nu singuri. Deci pentru Irinel zice că e... Monica e capricorn. Monica pentru este Monica capricorn. Zice că e cu divorț. Da. Îi traducă, el nu da. Știe zodiile ca noi. Da. Bun, și acum să le luăm pe rând pe fetele lui Columbeanu. Cât de potrivit este el alături de fiecare? Banii aia ce caută? Cu cine începem? Eu l-am de spate. Asta e Monica? Da. Mamă, mi se pare că asta aș pune-o pe cartea lor biografică. Poza. Începem cu Romanița Iovan. Da. Voi spune așa. Spuneam că are structura interioară de berbec și sensul vieții în balanță. Romanița este balanță. Iată că i-a dat un anume sens existenței pentru o perioadă de timp. Deci Romanița era sensul vieții lui Irinel. O să-ți explic. Deci avem trei reîntâlniri karmice cu Briana, cu Romanița și cu Mon. Ce înseamnă reîntâlniri karmice? Reîntâlniri adică... karmice înseamnă, după astrologia budistă, că oamenii respectivi au mai fost împreună în viețile anterioare. Uh-huh. Și atunci noi, în momentul în care revenim pe pământ, iată, refacem lanțul karmic respectiv. De ce? Pentru că avem bonusuri din relațiile respective, pentru că pe unele nu le-am dus la bun sfârșit. Doar da, și lui Irinel îi place karma, adică da. Mai ales aia macră. Închipui ce o să aibă în alea viitoare. Karma macră. Corect. Una după alta, i-a avut pătate pe Mihai în viețile viitoare n-a dus la bun sfârșit relație. Păi da. În viețile viitoare o să aibă belea, mult. Belea, da? Da, deci cu Romanița, era potrivit Romanița sau nu? Are la fel soarele conjunct cu Mercur, Mercur care este planeta gemenilor și atunci iată că este o regăsire foarte, asta a fost o regăsire foarte interesantă care i-a marcat și ei existența într-un fel foarte pozitiv. Probabil... Vreau să spun că Irinel nu este genul de om care să distrugă femeia, e un fel de Pygmalion, dar corect. El nu poate să... Corect. El caută super. Femeia perfectă fizic, pentru că el știe că acolo nu poate să umble și iarăși mai are și un mic complex. Și atunci spune că dacă își găsește o femeie perfectă, el poate să o modeleze pe interior, poate să o ducă pe anume culm. Și întotdeauna nu s-a abătut de la regulă. Pe toate le-a făcut... Sigur. Deci, din mari, punctul doamne, meu de vedere, există bărbați și bărbați.
Și când te gândești că Ana Lescu era tot Capricorn. Iar pe... se vede că romanița l-a marcat cel mai rău pe Irinel, pentru că ei a lăsat, cred că, și cei mai mulți bani. Asta e? Sau, mă rog, a lăsat-o cel mai... ok, din punct de vedere financiar. Da, da. Trebuie să luăm pauză, nu? Bun, hai să vedem și pe Briana Caragea. Asta e o dezvăluire proaspătă. Habar da, Briana Caragea este berbec. Spuneam de structura lui interioară de berbec. Are luna neagră în berbec. Iată o relație care era marcată cu o pasiune ieșită din comun. O pasiune care nu putea să dureze mai mult de 9 sau 11 luni. Și cât a durat, Evelin? Un pic peste un an. Puțin, și ea a fost singura care a făcut dezvăluiri legate de viața intimă și a spus că era foarte bun la pat. Corect. Da, așa. Da? Deci, probabil că nu știa ce va spune Mariana, dar această dezvăluire a făcut-o... Bun, deci cum ai spus că ei au avut o relație... O relație karmică, pasională. Ei au mai fost amanți într-o viață anterioară. Amanți. Punct. Băi, nu știu de ce, mă uit la Irinel, mă uit la Briana, mă uit la Irinel, mă uit iar la Briana. Băi, numai pasiune nu mi inspiră niciun. Jur. Acum, nu fii și tu rău de acest. Fii rău, dar bun. Dar acum nu-ți mai inspiră, dar povestea e veche. Când erau și ei tineri. Da, dar tu știai despre povestea asta? Știam pentru că a spus o colegul nostru, George Stanca, dar nu mi s-a părut interesant să mai ia o poveste. Ea se măritase cu băiatul Zoe Petre. Nu-i frumos să intri în viața femeii măritate? A divorțat? N-a mai vrut să intre în detalii. Am înțeles. Povestește-ne. Gusturile nu se discută din punctul meu de vedere, așa că nu avem ce să comentăm. Nu-i frumos și e frumos, e frumos și a plăcut lui Iri. Corect. Păi el are niște gusturi lucruri. Vreau și eu la Iri, vreau și eu la Iri, vorba cu spui că a fost foarte multă pasiune între Briana foarte și Irina. Foarte multă dar de pasiune. De ce? Pentru că astrele vin cu tot felul de afluxuri energetice. În momentul în care luna neagră de aici a venit și a făcut, a refăcut regăsirea, reuniunea celor doi, a venit cu un aflux energetic extrem de puternic, de ăla de arde, și în momentul în care s-a dus, castrele l-au luat la revedere. Nu mai aveau ce Ce zic astrele acolo? E Briana Caragea singura sau una dintre puținele femei din viața lui Enel dezinteresate material? Da, eu nu cred. Deci nu cred că a interesat la un bun ban de la el. Era, nici el nu era așa de bogat. Da? Evident, deci nici nu avea cred că s-a pus vreodată. Da. De ce? Pentru că când vorbim de pasiune, pur și simplu celelalte lucruri decad. Familii, da. Copii, ce vrei. Ne întoarcem și vedem contabilitatea lui Irinel și cu... Contabilitatea, da. Că la Monica e mai mult contabilitate decât compatibilitate. Cu gura păcătosului. Da. Și cu celelalte femei din viața lui. Ne cântă Mihai cu o surpriză și mai luăm o gură de apă de la prietenii de la Perena care ne asigură băutura. All my life, out of my mind, Lord, the days began the night. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed. Hai, copii! Wow! A fost prima ta bicicletă, ții minte? Microparticulele din Cifcream curăță ușor murdăria. Uite ce ochel aream! Aducând înapoi curățenie. Și o nouă viață. E fantastic ce poți curăța cu Cifcream!
Cif și Domestos sunt și harnici și darnici. Profită acum de reducerea de 20% la produsele Cif și Domestos pentru curățenia lună a casei tale. Dănuț, încerc să descarc niște poze, dar nu reușesc. Păi nu folosești cablul de date? Am scos deja cablul de la televizor, dar nu știu unde să-l bag mai. La Germano să-ți explicăm totul despre transferul de date. Ia-ți elegantul Samsung Q800 cu garanție pe viață cu numai 79 de lei la abonamentul Cosmotec Option Plus 130 și ai 1500 de minute, 1500 de SMS-uri în rețea și 130 de minute naționale și internaționale. Pentru telefoane mobile, întreabă la Germanos. Le rog tinine celor che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Don Café, caffè con suflet. Lasă-te cuprinsă de miresmele vrăjite ale unui amor înstelat. Dor de vis, noua ediție limitată, Iasomie și Regina Nopții. Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, o inimă de migdală într-o cremă delicată cu fulgi proaspeți de cocos. Raffaello, mai presus de cuvinte. Din cele mai bune boabe de cafea din Brazilia, preparate cu pasiune după 3 rețete originale, am creat 3 gusturi care să te încânte. Don Café, cafea cu suflet. Reclama Modafen, scena curăceala. Ai nasul înfundat, ai febră și te doare tot corpul. Te-ai descurcat bine. Dar eu chiar sunt răcit. Atunci de ce nu iei un Modafen? Datorită combinației de substanțe active, Modafen știe cum să te pună pe picioare. Ei, mă simt groaznic. Trebuie să joci ca și cum ai fi răcit. Modafen știe să lupte cu răceala și gripa. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Este foarte greu să trăiești din 450 de lei pensie. Trebuie să plătești întreținerea, apa, gazul, curentul electric și să-ți mai rămână bani să trăiești. E greu. Niciodată nu am sperat că aș putea câștiga într-o singură seară pensia pentru următorii 19 ani. Apoi am aflat că niciodată nu e bine să spui niciodată. Am în dreapta mea un cec pe care scrie 100.000 de lei. Duminică poți fi tu. Câștigi pe bune cu Super Bingo Metropolis la Antena 1. Pip! 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 Muncești ca un robot? Cu multă ciocolată cu lapte și napolitană crocantă, Kit Kat este într-adevăr o pauză bine meritată. Have a break. Have a Kit Kat. Am cerut unei femei să folosească săpun obișnuit, iar alteia să folosească Dove. Dacă ai putea vedea diferența, ți-ai da seama că săpunul obișnuit lasă un strat invizibil de depuneri pe piele. Dove nu lasă nimic în urmă. Pentru o piele fină și curată, simte și tu diferența. Acum Dove îți oferă o cantitate mai mare la un preț seducător. Pregătește-te pentru o experiență intensă! Aripioarele de la KFC la un preț incendiar. Doar 1,50 lei bucata și îți iei câte vrei. Iar când pofta e mare, mini-bucketul o asâmpără. KFC, bun de plinci degetele. Ce-i asta? Ceva nou ca să-ți iasă pictura fragedă și aromată. Uite, iau carnea, o pun în punguță, adaug mirodenile și totul intră la cuptor. Punga magică de la Knorr. Fraged, aromat și ușor de preparat. În 5 variante numai bune de încercat. Prăjitura casei de la Alca. Pentru că lucrurile au evoluat. Acum sunt pregătit să îmbrâncar cartela. Bag 30 de minute să o sun pe Mirela. Direct din cartier. Mai ieftin ca o cola.
Pentru prima dată în România reîncarci direct cu minute. Cu doar 50 de cenți primești 30 de minute în rețea. Cere Pocket Minute oriunde, oricând. Cosmote, alături de tine. Unde mai înveți și câștigi în ziua de azi? La Școala de Bani. Ia-ți ghidul de conversație între bani și buzunar din ediția de joi 29 octombrie a ziarului Jurnalul Național. Înveți cum să ai grijă mai bine de bugetul familiei tale. Intră pe școaladebani.ro și participă la concursurile zilnice cu premii în bani. Școala de Bani. Înveți și câștigi. Un proiect susținut de BCR. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Uite de pildă, Napoleon, nu știm dacă a fost cool în sensul financiar, dar pentru noi e destul, așa că nu vrem ca fratele, la facultate vrem toate la miriti, are de toate, vrem să fim în reviste, vrem să ne realizăm, luăm și patul dacă ne enervăm, vrem și noi la iri, vrem și noi cu iri. Pe principiu vrem și noi la Iri, vrem și noi la Iri. El este imaginea lui Irinel, v-am mai zis, el e pârșul somnoros. Dar cine cânta? Dar cine a avut ideea asta genială? E veche piesa, vă explic imediat. Hai să vedem cu compatibilitatea, da, am rămas câteva. Ana Lesco, Monica Columbeanu, iată două, amândouă capricorn, dar complet diferite. Ana Lesco are luna albă în gemeni și reprezintă cea mai bună dintre partenerele pe care le avea înscrise pe din toată viața. Din toată viața, pentru că luna reprezintă Eva pe harta unui bărbat și atunci ea a fost cea mai interesantă parteneră. Moni se completează foarte bine, dar iată că momentele de scântei, cum sunt cele de anul ăsta, cer tot felul de suplimente și nu o să intru în amănunte, iar Mariana vine pe lecția... Mariana Roșca de la Iași, pe care a pupat-o la sub braț. Da, e lecția de viață, este vărsător, are Chiron în vărsător Irii și probabil că lecție de viață poate să fie și că buturuga mică răsoară. Nu moare și invers și miroase cine. Dar cu Monica mai durează căsnicia? Am zis că nu intru foarte mult în amănunte. Este un an foarte dificil pentru relația. De ce s-a terminat? Ana Lesco, ai spus că a fost femeia vieții lui Irinel. De ce s-a terminat? De ce s-a terminat? Pentru că Ana Lesco are înscrise relațiile cu termen foarte scurt pe karma ei. E un Saturn retrograd și atunci ea e mai mult singură decât în combinații cu bărbații. Și atunci primește tot felul de prăjituri pe destin, după care el are perioade lungi de singure. Ce tare asta, cu prăjituri. Mulțumim mult de tot, Mariana, cu jucarul. Foarte tare. Asta cu prăjituri pe destin e perfectă pentru Analesco. Evelin, mulțumim mult de tot. Te citim în click și te mai așteptăm pe la Răi da Buni. Pe final are o surpriză Mihai Trestariu pentru noi. Să nu zici că mi-l arăți pe rodul relației tale cu Giulia. El este un... E un copil fenomen. Cum îl cheamă? Îl cheamă Johnny Bădulescu. L-am Johnny jurizat Bădulescu la niște concursuri de copii. Este și faceți duet împreună? Am ales o piesă pe care o să o dedicăm Marinei. O să o poftim pe Marina în mijloc să îi facem un vă rog, pe măsură. Mâine avem ediție specială de Halloween. Mascați, panarăm multe în emisiune. Să-i urmăriți pe Benone Sinulescu și pe Elena Merișoreanu, să vedeți în ce vin mascați mâine de Halloween. Și mâine aflăm și cine e câștigătorul de azi, cine merge moca la seara de Halloween la Vitantis. Hai mai încolo. Johnny, Mihăiță și Marina. Dans son silence sommaire.
Descoperă noul Nescafe Dolce Gusto și bucură-te oricând de espresso, cafe lungo, cappuccino, chococino sau latte macchiato. Nescafe Dolce Gusto. Coffee shop la tine acasă. Tu știi cel mai bine ce e important pentru tine. Liniștea, o familie fericită, pasiunile tale, siguranța celor dragi, încrederea în tine, prietenii tăi, acel cineva care ți-e aproape, la bine și la greu. Am învățat de la 16 milioane de oameni pe care îi asigurăm care sunt lucrurile cu adevărat importante. Grupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. Într-un minut, stingerea! Permite să raportez, e numărul meu favorit, avem 2000 de minute, să trăiți! Ai 2000 de minute cu două numere favorite în rețea, 450 de minute și SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei. Totul cu 4,5 euro credit lunar. În premieră, primești în plus 2000 de minute în rețea, bonus la reîncărcare. Cosmote, alături de tine. De ce ai trecut la Persil Gold Plus? Băieții mei au început să doboare recorduri. Iar eu îndobor propriile recorduri cu noul Persil Cold Active. Chiar și la temperaturi scăzute, Persil Cold Active are cele mai bune performanțe în îndepărtarea petelor. Acesta e un nou record al tău și al lui Persil. Noul Persil Cold Active stabilește noi recorduri. Când ești răcit sau ai gripă și nu știi ce să tratezi mai întâi, lasă Coldex Hot Rem Honey and Lemon să te ajute. Vei simți că înlătură eficient principalele simptome ale răcelii și gripei și te pune mai repede pe picioare. Coldex Hot Rem Honey and Lemon. Fii mai tare decât răceala și gripa. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Pentru fetele pretențioase care se mulțumesc doar cu pufosul perfect, am creat noua măgura ușoară, fără glazură. Măgura, prăjiturica prăjiturelelor. Ce-i asta? Ceva nou ca să-ți iasă friptura fragedă și aromată. Uite, iau carnea, o pun în punguță, adaug mirodenile și totul intră la cuptor.
punga magică de la Knorr. Fraged, aromat și ușor de preparat. În 5 variante numai bune de încercat. Când se va trage, aha, microbii noștri se vor împrăștia în baie. Pregătiți-vă de tragere. Noul Domestos 24 de ore. Oh, e atât de dens. Anulăm invazia? Noul Domestos 24 de ore. Folosiți zilnic pentru protecție 24 de ore împotriva răspândirii microbilor. Cif și Domestos sunt și harnici și darnici. Profită acum de reducerea de 20% la produsele Cif și Domestos pentru curățenia lună a casei tale. Ceresit a lansat Termo Universal. Lipește perfect, șpăcluiește impecabil. Ceresit Termo Universal, adeziv pentru polistiren și masă de șpaclu. Eu am o surpriză. Combina cu înregistrare vocală și mașina de spălat cu funcția de îndepărtare a părului de animale. Doar două dintre soluțiile ingenioase de la Peco. Prăjitura casei de la Alca. Pentru că lucrurile au evoluat. Volum dublu pentru părul tău. Nou, Nivea Volume Sensation cu sistemul inovator Style Infusion învăluie și ridică firul de păr pentru volum dublu.